Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile, toate știrile și cu toți invitații pe care îi aducem în fața dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm în ultima perioadă tot mai intens despre alegeri, despre ceea ce o să însemne acest an 2024 și vedem deja cum mare parte dintre partidele politice și din județul Hunedoara și la nivel național și-au cam desemnat deja acei oameni care urmează să candideze pentru funcția de primar, consilier local, președinte de Consiliu Județean, consilier județeni, dar să nu uităm nici de europarlamentare, pentru că în data de 9 iunie vor avea loc ambele tipuri de alegeri, și cele locale și cele europarlamentare. Vom discuta astăzi despre ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara în ceea ce privește Dreapta Unită, pentru că în ultima perioadă am prezentat mare parte dintre cei care își doresc să intre în această luptă electorală. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă PMP, Forța Dreptei și USR, această alianță de dreapta. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Viorel Arion, președintele Partidului Mișcarea Populară la nivelul județului Hunedoara și candidat pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Bună Arion. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunteți mai liniștit acum înainte, cu foarte puțin timp de începerea campaniei electorale, sau deja s-au agitat apele în politica și administrația județului Hunedoara? Apele sunt agitate tot timpul și vor fi probabil multă acum vreme mai de și acum tulbură, încolo, nu? Având în vedere că avem un an atât de bogat, în ghilimele, în alegeri, probabil că este o stare care va persista până spre sfârșitul anului. Da, pentru că mai avem spre toamnă alegeri prezidențiale, mai apoi cele parlamentare. Acolo probabil că lupta nu va după fi... După care un nou guvern, evident că ne așteptăm la mișcările acestea politice, da, vor fi într-o permanență schimbare și deja am simțit încă de anul trecut, de când au început să se facă cărțile, dacă putem spune așa, fiecare și-a cam decis cumva ce funcție va primi, cel puțin la nivel central, lucrurile cam așa par a fi în ceea ce îi privește, deci, pe cei de la PSD, de vedere, PNL cel puțin. Dreapta Unită, exact așa cum ați nominalizat-o dumneavoastră, fiind o alianță de dreapta între cele trei partide, PMP, Forța Dreptei și USR, își propune să se adreseze în primul rând românilor care nu doresc să amaneteze viitorul României așa cum dorește PNL și PSD. Pentru că ei și-au ales deja funcțiile pentru 10 ani de acum încolo. Unul să dea președintele, unul să dea premierul, altul să dea președintele pentru următorul mandat, altul premierul pentru următorul mandat, iar eu sunt convins că sunt foarte mulți români în această țară care nu doresc acest lucru și care au încredere în votul lor și care vor, bineînțeles, ca ei să fie cei care decid viitorul României și nu să decidă alții pentru ei, așa cum își doresc, din păcate, aceste două mari partide. Am mai trecut, România, din păcate, a mai trecut printr-o perioadă la fel de nefastă în anii 2003-2004, în care tot așa exista un premier la vremea respectivă din partea Partidului Social Democrat care ajunsese chiar să-și dea o lege pentru el. Deci schimbase toate prerogativele președintelui în ideea că el va deveni nou președinte și ghinion, cum zice un clasic în viață, a ajuns altul să se bucure de privilegiile pe care și le-a prevăzut Adrian Năstase la vremea respectivă în acele modificări legale. Sunt convins că și de data asta PSD-iștii se vor înșela, ciuma roșie și ciuma galbenă nu va reuși să amaneteze viitorul acestei țări și
percepțiunea românilor va fi cu totul alta. Dar din declarațiile liderilor celor două mari partide, nu pare a fi vorba de amanetarea acestei țări, ci de scoaterea la liman, dacă putem spune. Economia va fi una care va bubui în România, o să avem o inflație mai decentă, să spunem așa, locuri de muncă, totul este în favoarea cetățenilor de din declarațiile acestora. De cât timp este acest guvern PSD, PNL, auzim doar promisiuni. Deci o să fie, o să fie, o să fie, dar oamenii trăiesc în prezent, oamenii au nevoie să meargă astăzi la magazin, să-și cumpere cele necesare, oamenii plătesc facturile astăzi, plătesc curentul astăzi, deci nu putem să-i aburim la nesfârșit că o să fie foarte bine atunci când o să câștigăm noi din nou alegerile și după aceea o să mai câștigăm o dată și o să fie și mai bine și o să mai câștigăm o dată și o să fie și mai bine. Nu se poate așa ceva. Deci această guvernare trebuie să plece acasă. Oamenii ăștia și-au arătat adevăratul potențial mai mult decât au putut până acum, nu vor putea nici de acum încolo, iar ultimul sondaj cred că este edificator. Speranța aceea iluzorie a unui iluzoriu 50% s-a transformat de fapt într-un amărât de 30% și probabil că vor mai scădea, pentru că orice sondaj măsoară în primul rând tendința și nu neapărat poza momentului. Deci PSD și PNL sunt acum în cădere liberă, iar toate celelalte forțe politice care li se opun sunt în creștere. De ce credeți că se întâmplă acest lucru în condițiile în care, repet, declarativ cel puțin, lucrurile stau destul de bine, vom avea parte și sunt, dacă ne uităm și ce se întâmplă în județul Hunedoara, milioane de euro atrase de către unele dintre administrațiile locale. Bun, unele dintre ele nu se regăsesc în teren, cum se spune, pentru că sunt multe proiecte care au fost semnate, doar că nu au fost și implementate, nu au fost și finalizate, ba mai mult decât atât, sunt proiecte care au fost începute în urmă cu un an poate, o dezordine totală în întreaga comunitate, fără nicio finalitate. Sau și dacă a fost o finalitate, lucrările au fost făcute de mântuială, cum se spune. Și nici nu se simt în buzunarele românilor. Vom avea mari surprize la sfârșitul acestui an, pentru că Uniunea Europeană nu ne va mai da un nou termen de grație, așa cum s-a întâmplat acum un an de zile, și foarte multe proiecte vor rămâne nefinalizate. Multe dintre ele sunt deja fazate, iar cele care nu vor fi finalizate, acolo autoritățile locale vor fi obligate să restituie toți banii. Adică cetățenii. Adică cetățenii, cu alte cuvinte, da. Pentru că sunt multe primării care se află într-o situație destul de critică, da, din punct de vedere financiar, și atunci tot pe cetățean, acel cetățean care ar trebui să fie de fapt în centrul atenției de fiecare dată când vorbim de dezvoltare, de proiecte și așa mai departe, cetățeanul va avea din nou de suferit și va scoate bani din buzunar. Cetățeanul român este un cetățean puternic. El are de partea lui votul și își va arăta această putere și o va arăta atunci când va fi cazul la alegerile din 9 iunie pentru europarlamentare și pentru alegerile locale, la alegerile prezidențiale din septembrie și la alegerile parlamentare din decembrie. Cei de la PSD, PNL și-au tot schimbat așa deciziile, ba au o femeie candidat pentru europarlamentare care între timp s-a schimbat femeie, și nu mai este nu e o Tudose, femeie. Doamna Tudose. Eu cred că este domnul Tudose. Lucrurile s-au schimbat între timp. Acum vedem că și la primăria capitalei nu mai avem un candidat comun, ci vom avea candidați din partea fiecărui partid. Da, e un haos total. De fapt, reflectă exact haosul din țară. Ceea ce se întâmplă acum în această alianță roșie PSD-PNL reflectă exact haosul care există în toate administrațiile din România. Deci să stai cu orele, cu zecile de ore la guvern ca să scoți din pălărie un candidat pentru primăria
capitalei. În primul rând, eu ca cetățean mă întreb dacă oamenii ăștia au plătit chirie pentru spațiile alea din guvern, pentru că le folosesc în scop electoral, în scop politic și nu în scop administrativ. Ori clădirea guvernului este pentru a guverna. Acolo se iau decizii pentru țară, se iau hotărâri de guvern, nu se iau hotărâri de numiri de candidați pentru primăria Bucureștiului. Deci eu am să pun aceste întrebări și am să îi le adresez oricărui lider PNL și PSD dacă au plătit chirie pentru orele pe care le-au petrecut discutând chestiuni politice în sediul administrativ al guvernului. Ar trebui separate cele două elemente, administrație și politică, deși evident, ele se cam îmbină peste tot. Ele se îmbină, dar să nu uităm că spitale până la premierul primării primește un salariu, vicepremierul primește un salariu, miniștrii aia care au stat la masă primesc și ei niște salarii, ori ei nu sunt plătiți ca să se ducă acolo să negocieze politic funcția de primar sau de candidat de primar la primăria Bucureștiului. Stau televiziunile Buluc acolo ca să audă marea veste de la PSD-PNL, care de fapt e o veste răsuflată. Am revenit la Gabriela Firea și la Burduja de acum o lună și ceva, după ce un an de zile ni l-au arătat peste tot pe un medic, Cătălin Cârstoiu, care va face din București, cum spunea, că îl tratează și îl face ca nou. A mai fost un medic primar al capitalei bolile României, dacă ne aducem bine aminte, parcă nu? Nu, eu n-am nimic cu profesia dumnealui. Mi se pare aberant modul în care procedează cele două partide, PNL și PSD. Deci să stai toată ziua să păcălești oamenii că ba aduc pe ăla, ba pe ăla, ba nu-i bună Firea, ba nu-i bun Burduja și ba dintr-o dată să-i speli, să zic așa, politic și acum sunt buni. Păi doamna Firea nu este același personaj care s-a ascuns vreo câteva luni după scandalul la Zilelor Groazei? Nu vorbim de aceeași persoană? Acum e bună pentru București? Deci e ceva de domeniul incredibilului. Măcar domnul care ne reprezintă pe noi în aceste alegeri, primarul în funcție al Bucureștiului, este un om care spune tot ce are de spus, ce are de făcut face, ce are în plan le spune oamenilor și el este viitorul primar al capitalei, Nicușor Dan. Deci decât noi, o alianță precum cea aparentă, cel puțin în capitală, mai bine ca aici la noi în județ, nu? Fiecare cu PSD, cu PSD, PNL cu PNL, pentru că aici n-am prea avut parte de o alianță, cel puțin nu la nivelul Consiliului Județean. La noi e chiar rupere de oase, deci nu e... Nu se poate vorbi de alianță în județul Hunedoara, da. Deci aici e care pe care și au primarii unul altuia, se atacă în presă, ședințele de Consiliu Județean devin mai nou platouri de exprimare a opiniilor publice de atac la păi există direcția... și puncturi diverse, nu unde se poate păi exprima nu, fiecare... Noi de regulă începem cu punctul ăsta. Ședințele de Consiliu Județean mai nou încep cu punctul ăsta, cu atacuri la presa de partid, cu atacuri la colegii de alianță și așa mai departe. Am uitat să facem administrație, am uitat de proiecte, am uitat de tot, facem doar politică. Și în situația asta, singura variantă pe care eu o văd este ca românii să-i trimită pe acești impostori politici acasă, pe peneliști și pe pesediști, să aleagă alternativa de dreapta, dreapta unită și, bineînțeles, să putem după aceea să construim o România modernă, o România așa cum și-o doresc toți românii.
Deși nu este foarte ușor, având în vedere că am mai discutat și cu senatori și cu deputați hunedoreni care încă sunt în funcție și majoritatea dintre ei spuneau că România este îndatorată peste măsură, avem o inflație, exact cum spuneam, destul de rotunjoar, așa. Sunt multe probleme, începând de la sistemul de sănătate, sistemul educațional. Într-adevăr, s-a încercat și pe aici, pe acolo s-a mai și reușit remedierea unor probleme și în învățământ și în educație și în infrastructura rutieră, pentru că trebuie să recunoaștem lucruri bune s-au mai făcut pași în această direcție, dar oamenii, unul la mână, nu mai au răbdare și mulți dintre ei se gândesc că oricine va veni în loc, oricui îi va lua destul de mult timp, de fapt, să poată să repare unele greșeli, să le îndrepte și să ajungă cumva în acel pas în care să avem o Românie modernă și stabilă din foarte multe puncte de vedere. Așa este, dar noi avem un exemplu viu, să zic așa, Nicușor Dan, care a preluat că primăria capitalei, criticat și el de altfel, în faliment, cu, vă aduceți aminte, cu o grămadă de societăți create de Gabriela Firea, cu un grad de îndatorare uriaș, cu ratingul scăzut peste noapte, a reușit în aproape 4 ani de zile să reabiliteze Bucureștiul. Ratingul Bucureștiului a crescut și lucrurile încet, încet se așează în București. Se rezolvă și problema încălzirii. Deci, iată un exemplu că se poate. Deci, dacă ai un om care își dorește într-adevăr să modernizeze, atunci reușești și în politica mare, în politica națională. Totul e să câștigi încrederea a cetățenilor, votul lor și după aceea să respecti promisiunile pe care ți le-a asumat. Aici, la a câștiga încrederea cetățenilor, cred că este destul de dificil în condițiile în care în ultimii ani interesul majorității, să spunem, și în special a tinerilor, a cam scăzut în ceea ce privește politica, inclusiv administrația. Iar de când cu aceste rețele de socializare, toată lumea este specialist în politică și în administrație. Președintele PMP, domnul Eugen Tomac, a afirmat zilele trecute la Congresul Forței Dreapta că Alianța Dreapta este, citez, o mișcare care va scrie istorie pentru țară și care va da o lecție PSD și PNL, menționând că în 9 iunie se va da o bătălie clară între dreapta modernă și stânga, ce aduce sărăcie. O declarație destul de dură, putem spune. Da, și seamănă această declarație sau ne duce cu gândul la ceea ce vă spuneam acum câteva minute, situația din 2003-2004. Nici atunci nu era creditată Alianța Dreptate și Adevăr cu mari șanse și totuși a reușit să dărâme un guvern PSD care acaparase totul, inclusiv presă, justiție și orice altă instituție. A reușit să câștige, a reușit să dea președintele țării, a reușit să dea un guvern și de atunci, iată, suntem cota unică de 16%, care le cam stă în gât comuniștilor din România, socialiștilor, mai bine zis, dar este o cotă care a contribuit foarte mult la dezvoltarea României din acei ani, am contribuit foarte mult la creșterea încrederii în România, în România modernă. Să nu uităm că am făcut pași uriași în această perioadă, am devenit membri NATO, am devenit membri ai Uniunii Europene, și următorul pas ar fi trebuit să fie aderarea la spațiul Schengen și cu frontierele rutiere. Cred că Alianța Dreapta Unită va fi cea care va realiza acest deziderat.
Ați pregătit și aveți deja candidați și pentru alegerile europarlamentare și la nivel de județ. Aici ne referim la județul Hunedoara, bineînțeles, că și pe cei care ne urmăresc îi interesează cu siguranță mai mult ce se întâmplă aici, acasă, pentru că întotdeauna alegerile locale au fost mult mai apropiate de către cetățeni comparativ cu cele europarlamentare, prezidențiale ori parlamentare. Aici, de obicei, se alege omul și s-a dovedit în toate alegerile trecute acest lucru. Cum funcționează, în primul rând, să vedem această alianță la nivelul județului Hunedoara? Ați reușit să stabiliți candidați în mare parte dintre unitățile administrativ-teritoriale? Aveți echipa pregătită pentru ce o să urmeze? Deci aș începe cu ceea ce s-a întâmplat acum câteva luni de zile în PMP, în partidul pe care îl reprezint și al cărui președinte sunt în județul Hunedoara. Înainte de a alcătui listele parlamentare, a fost o cerință a conducerii PMP, ca aceia care își asumă candidaturi la nivel local de primar sau președinți de Consiliul Județene să nu candideze și la europarlamentare, lucru care s-a aplicat la toate județele. Și încă un lucru, am plecat și în toate discuțiile pe care le-am avut la nivelul Partidului Mișcarea Populară a fost cuvântul asumare, adică să-ți asumi o candidatură, pentru că nu e ușor lucru în condițiile care spuneți și dumneavoastră că lumea s-a săturat de politică, că nu mai doresc să vadă politică, nu e ușor lucru să-ți asumi așa ceva, să candidezi fie pe o listă de consilieri județeni, fie pe o listă de consilieri locali, fie pentru o funcție de primar sau de președinte de Consiliu Județean. Noi am reușit să înregistrăm la biroul electoral județean Alianța Dreapta Unită. Vom avea un candidat unic la președinția Consiliului Județean. E vorba de colegul meu, Robert Mujic. Vom avea o listă comună, consilier județean. O listă comună de consilieri județeni și, așa cum am mai spus în emisiunile la care am mai participat cu dumneavoastră, noi sperăm cel puțin 5 consilieri județeni să obținem în 9 iunie. O să vedeți că pe lista de consilieri județeni se vor regăsi oameni cu experiență, oameni care știu ce înseamnă politica în județul Hunedoara și care vor avea un cuvânt greu de spus în viitoarea configurație a Consiliului Județean. La nivelul OAT-urilor din județul Hunedoara am depus protocoale pe Alianța Unită, respectiv cele trei partide în 11 UAT-uri. Adică și PMP, avem, USR, Forța Dreptei. Mai avem câteva UAT-uri în care sunt doar două din cele trei formațiuni și mai avem și UAT-uri în care s-a decis să se candideze separat. Adică avem exemplu și aici la Devan, capitala județului, cum se spune, deja au fost, avem din partea USR, Forța Dreptei, va avea și PMP un candidat aici la Deva? Nu. Deci aici vor merge cei doi. Da. Noi la municipiul Deva avem un protocol semnat cu USR. Am înțeles. Deci PMP va susține candidatul USR aici la Deva. În celelalte localități, spuneați că ați ales în mare avem parte să mergeți pe alianță. Avem și în unele localități în care mergem PMP cu Forța Dreptei, cum este, de exemplu, Vulcan, unde avem oameni foarte buni, avem oameni cu experiență, oameni care aduc voturi și care își doresc foarte mult să schimbe ceva acolo. E vorba de neînțelegere în cadrul alianței sau de ce s-a luat această decizie? Pentru că pentru oameni poate să fie puțin confuz acest lucru. Sunteți sub aceeași cupolă, practic, pentru că avem această alianță, da? Dar în egală măsură avem candidat și din partea unui partid și din partea celuilalt. Da, s-a mai întâmplat și la alte cicluri de alegeri și chiar și în cadrul Alianței Dreptate și Adevăr au fost situații de genul ăsta. Chiar și în cadrul Alianței PSD-PNL. Important va fi votul politic pe care îl vom obține și, bineînțeles, votul
politic de la europarlamentare, care va da un trend pentru alegerile prezidențiale. Eu personal anticipez deja participarea domnului Cătălin Drulă în turul 2 și având în vedere că 6 milioane de voturi de regulă se duc spre dreapta, îl văd deja președinte pe Cătălin Drulă. Deci din octombrie... Oamenii vor decide atunci când va fi cazul. Zici că este părerea mea, deci eu așa văd lucrurile. Evident că oamenii vor decide prin vot. Așa cum spuneam, noi ne adresăm în primul rând celor care nu vor să amaneteze viitorul pentru următorii 10 ani către două partide, PSD și PNL. Am citit recent o declarație a ministrului afacerilor interne, domnul Cătălin Prădoiu, care spunea în felul următor: avem o creștere cu 112% a cererilor pentru viza de flotant față de alegerile precedente. Deja au început, să spunem, cei care își doresc poate să se mute în anumite zone mioritice, pitorești din județul Hunedoara sau din alte județe, au început deja această călătorie electorală, să spunem. Cum comentați? Din punctul meu de vedere, este o chestiune penală, adică să muți niște cetățeni dintr-o localitate în alta doar ca să le muți votul în localitatea respectivă, mie mi se pare că este un caz penal. Dar evident, eu nu sunt nici procuror, nici judecător. Atât timp cât legea nu le interzice oamenilor să își facă aceste vize de flotant, nu? Probabil că ar trebui puțin modificată legea dacă într-adevăr se resimte. Iată, cu 112% a crescut numărul solicitărilor în această perioadă. De ce nu crește în... sau de ce nu a crescut anul trecut în luna septembrie, spre exemplu? Este evident că anumiți candidați își duc acolo rudele, prietenii din alte localități în ideea să-i voteze. Deci este o chestiune evidentă. S-au întâmplat lucruri de genul ăsta și în anii trecuți. Probabil că la un moment dat vor trebui să dea niște răspunsuri și celor puși să aplice legea. Probabil. Da, legea va decide sau cei în măsură să o facă vor decide dacă într-adevăr aceste vize sunt pe corectitudine, dacă putem spune, sau într-adevăr au un element electoral. Oricum, morale nu sunt, deci ele denaturează votul cetățenilor din localitatea respectivă, pentru că dacă o localitate de 500 de locuitori se trezește cu 100 de flotanți, votul acelor cetățeni este viciat. Poate fi, exact. Degeaba își doresc ei pe cineva. Și avem și în județul Hunedoara destul de multe localități care au doar câteva sute, poate unele, una de fapt sigur are doar câteva zeci de persoane care locuiesc în acea comună, iar în această perioadă brusc crește interesul altor cetățeni din alte zone pentru acele zone, pentru a se muta acolo, cel puțin în documente, să spunem. Da, așa este. Va fi o campanie dificilă, domnule Arion. Dumneavoastră ați mai trecut prin multe campanii electorale. Știți în principal cum stau lucrurile atunci când mai sunt foarte puțin, mai e foarte puțin timp până la alegerile efective. În acest an, cum credeți că va fi această campanie electorală la nivelul județului Hunedoara, să nu ne îndepărtăm prea tare? Eu cred că va fi o reeditare a sancțiunii, să zicem, din 2019, atunci când, dacă vă aduceți aminte, exista tot așa un lider maximo, se numea Liviu Dragnea, care organiza meeting-uri și făcea tot felul de manifestări de genul ăsta și să-și arate forța politică. Românii au ieșit atunci masiv la vot și au dat un vot negativ acelui partid. Așa se va întâmpla și acum. Românii vor ieși masiv la vot și vor sancționa actuala guvernare
PNL, PSD, pentru că ne-a dus în situația economică pe care o trăim, din păcate, astăzi. Cu facturi mai mari la gaz, cu facturi mai mari la curent, cu alimente scumpite peste noapte și cu tot felul de măsuri care sunt aberante. Una dintre ele este acel impozit pe boală, care ar fi trebuit eliminat din prima săptămână sau a doua săptămână după ce s-a emis. Lucrurile se tot tergiversează, lunile trec și oamenii plătesc impozit pe boală, ceea ce nu este deloc moral. Este o foame imensă a bugetului datorită acelor datorii, ca să zic, pe care le aminteați dumneavoastră. Am ajuns să avem datorii la nivelul 50% din PIB și vreau să vă aduc aminte că în 2007-2008, cu un nivel de 13-14% datorii din PIB, am intrat în criză. Acum ne ducem către să depășim 50% și mă întreb totuși cine va fi cel care va deconta. Evident, cetățeanul român, dar cetățeanul român... Cât mai poate cetățeanul român să tragă ponoasele? Cetățeanul român are acum posibilitatea să sancționeze aceste derapaje și să spună stop acestor... acestui joc de a guvernare, că de fapt e un joc de a guvernare în care stai tu un an, după aia mai vine un an, îmi numesc eu cu metri rudele după care ți le numești tu și uite, tot așa ne ducem din lună în lună cu metri, cu numiri politice la toate nivelele și în condițiile astea nu le pasă de România, nu le pasă de economie, nu le pasă de IMM-uri, de ceea ce se întâmplă în mediul privat, le pasă doar de vot și de cum să-i păcălească pe români să-i mai voteze odată. Sunt și ar fi multe de discutat și în ceea ce privește IMM-urile și în ceea ce privește românul de rând până la urmă, pentru că atunci când își deschide portofelul pentru el, cred că asta contează cel mai mult, să vadă care cât de cât o stabilitate, nu doar de azi pe mâine, ci așa într-un timp un pic mai îndelungat, lucru care nu se prea întâmplă cu foarte mulți. Ba mai mult, acum au intervenit și probleme în ceea ce îi privește pe micii antreprenori, că și la ei situația este destul de critică și probabil că au ajuns și la urechile dumneavoastră destul de multe cazuri de antreprenori, inclusiv din județul Hunedoara, care au pus lacăt pe micuțele lor afaceri. Aveți și date mai concrete cu privire la acești antreprenori din județul Hunedoara? La nivel național, numărul celor care au pus lacăt, cum spuneți dumneavoastră, depășește cifra de 300.000. Este fără precedent. Deci firmele și în județul Hunedoara se închid pe bandă rulandă și cel mai fericit caz, antreprenorii care până acum plăteau 1% și acum sunt forțați să plătească 3% din cifra de afaceri, vor opta să plătească 16% impozit pe profit. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, aberant, să ai o întreprindere mică cu un singur angajat sau poate cu doi și să plătești impozit pe profit 16%. Deși procentul nu pare poate foarte mare când vorbim de 1-3%, atunci când se transformă procentul în cifre, crește de 3 ori, adică e foarte simplu. Dacă plăteai 100 de lei, acum plătești 300 de lei. Dacă plăteai 1 milion, 3 milioane. Deci... ăștia sunt România tăcută, cei care produc, care dau bani la buget, din care susține se îmbuibă până la urmă, din care se îmbuibă pesediștii și peneliștii. Că vedeți, condițiile în care, să nu uităm, liberalii au fost, nu, până la un punct cel puțin, susținătorii ai antreprenorilor, ai mediului de afaceri, lucru care s-a schimbat între timp, așa, la 180 de grade. Deci au schimbat și culoarea. Nu, mulți dintre membrii PNL chiar au plecat în acea perioadă din partid pentru că s-au simțit așa, cumva... Deci, din punctul meu de vedere, adevărații liberali se regăsesc acum în Forța Dreptei, alături de Ludovic Orban,
un om care s-a opus întotdeauna unei alianțe cu PSD și care și-a respectat cuvântul dat, a făcut din această opțiune un crez al partidului lui și cred că până la urmă împreună vom reuși să dăm de pământ această guvernare PSD-PNL. Acesta este probabil unul dintre scopurile pe care alianța le are, dar poate ar fi bine să spunem și concret. Ce vă doriți pentru județul Hunedoara, pentru municipiul Hunedoara, municipiul Deva, pentru întreg județul până la urmă? De ce avem nevoie? De ce credeți că au nevoie oamenii, de fapt, în acest județ? Păi, în primul rând, și oamenii mai în vârstă, și oamenii mai tineri, și oamenii între două vârste își doresc foarte mult locuri de muncă bine plătite. Vorbesc și subliniez locuri de muncă bine plătite care să-i atragă pe tinerii care au plecat de acasă. Bun, administrațiile locale, județene nu pot să intervină în ceea ce privește pe investitori cât să ofere angajaților salarii. Da, aici, dar pot crea niște facilități investitorilor și pot să-i atragă, așa cum s-a întâmplat în alte județe, pentru că nu trăim totuși în România și în alte județe s-a putut. Timișoara, Oradea, Arad sunt locuri în care investitorilor li s-au creat anumite facilități și ei au venit. Am să vă dau un singur exemplu, Parcul Industrial de la Arad. Parcul Industrial de la Arad, îl cunosc foarte bine pentru că președintele Camerei de Comerț de acolo, fost ministru în vremea Partidului Democrat Liberal, Gheorghe Seculici, mi-a povestit cum s-au întâmplat lucrurile. Deci acolo o zonă de foarte mare, de câteva zeci de hectare, a fost introdusă în circuitul intravilan și li s-au dat investitorilor posibilitatea să achiziționeze teren pentru construcții cu 7 euro metru pătrat. Bineînțeles că au fost condiționați să creeze un anumit locuri de muncă. Și așa au apărut acolo tot felul de fabrici, multe dintre ele lucrează cei drept pentru export, dar lucrează cu cetățeni români. Și foarte mulți români s-au întors în Arad și sunt mulțumiți acum de condițiile de trai. Dar s-a plecat de la un proiect mare, un proiect care să creeze un parc industrial uriaș, s-au creat niște facilități investitorilor, pe lângă faptul că au putut să cumpere acele terenuri la niște prețuri rezonabile, autoritățile au fost cele care le-au asigurat toate utilitățile, apă, canal, curent, infrastructură rutieră și așa mai departe. La urmă trebuie să fie așa, ca un fel de circuit tot ceea ce ne-ați spus puțin mai devreme și crearea de facilități de către autorități, crearea de locuri de muncă de către investitori, angajații au și ei și familiile lor poate o stabilitate din acest punct de vedere, locuri de muncă mai bine plătite, că tot discutăm despre locuri de muncă în general, numai că aici este problema de fapt și că unele dintre ele nu sunt foarte bine plătite. Noi nu mai discutăm de ani de zile de ideea conurbației. Dacă vă aduceți aminte, a fost o vreme când, într-adevăr, administrațiile locale erau de aceeași culoare, în care s-a pus problema existenței unei conurbații, Hunedoara, Deva, Simeria, care să creeze un pol economic puternic și care să ajute la dezvoltarea tuturor celor trei. Nu se mai discută acum, pentru că... Credeți că ar trebui readusă în atenție această conurbație și în atenție, dar ar putea să fie și realizată totuși? Da, ar putea fi, evident, ar putea fi realizată, pentru asta nu trebuie decât în primul rând voință politică, ori atâta vreme cât în județul nostru PSD și cu PNL sunt la cuțite, adică și au unii altora aleși locali, primari, nu se va ajunge niciodată la un consens în această privință. Pentru a realiza un astfel de proiect, un proiect mare, trebuie să existe de partea fiecărui
de fiecare forțe politice un grad de înțelegere și evident că sunt și niște costuri politice, pentru că pierzi într-adevăr niște doi primari, pierzi niște consilieri locali, dar vei avea o administrație mai suplă și un control economic mai bun asupra unei comunități urbane mai mari. Și mai dezvoltate, probabil, din toate punctele de vedere. După 20, cred că 25 de ani de zile în care nu avem ieșire la autostradă. Deci, din 2005... Acum s-a reluat discuția și ar urma să avem... Da. Au trecut totuși foarte mulți ani de atunci. Să nu uităm, la Arad, de exemplu, sunt 6 descărcări. Deci, la vremea respectivă, autoritățile locale au știut să se implice, au bătut cu pumnul masă, vrem 6 descărcări la Arad și 6 descărcări au. Noi nu avem nici la Hunedoara, nici la Deva, avem una la Simeria și ceva jumătate de descărcare pe la Șoimuș. Da, care e provizorie de mai mult încurcă decât te ajută. Prea mulți ani, de fapt, și aici s-a discutat despre un amplu proiect de refacere, să spunem, a acestei descărcări, doar că deocamdată lucrurile au rămas la stadiu de hârtie, proiect. Și probabil că asta și deranjează pe unii dintre cetățeni, că sunt foarte multe vorbe, foarte multe proiecte și mai puține fapte, mai puțin proiecte implementate, finalizate în teren, ceva palpabil. Și de aici probabil și frustrarea oamenilor. Foarte și multe șantiere deschise lor și neterminate, care deranjează și care creează un disconfort maxim. Până la urmă te apuci de o lucrare, dar pe tabla pe care o pui acolo ai trecut un termen. Respectă termenul respectiv. Omul are o așteptare. Vrea ca la data pe care ai scris-o pe tabla respectivă să fie gata lucrarea. Nu să intre cu noroiul pe papuci ani de zile. Să n-aibă loc să-și care cărucioarele cu copii, unul să care căruciorul, unul să care copilul în brațe. Da, deci, adevărată aventură uneori pe șantierele patriei, cum se spune. Din păcate, asta este realitatea. Acum, știți, mulți spun, a și făcut, domnule. E bine că a mai și asfaltat, că a mai cârpit o groapă, două, trei pe aici. Știți că de obicei cam pe ideea aceasta se merge. A făcut ce a făcut pentru el, dar a făcut și pentru noi. Din păcate, dar totdeauna ar trebui să ne comparăm cu comunitățile urbane dezvoltate din România. Cetățeanul din de rând România se compară așa, dar se compară cu amărăciune în glas, că se uită la ce se întâmplă în Oradea, că spuneați puțin mai devreme. Și aici, la un moment dat, în anii trecuți, ni se prezentau anumite elemente comune care ar putea fi implementate și în Deva. Ni se promitea cumva o Deva măcar așa, 50% precum Oradea, lucru care nu s-a întâmplat. Este doar un exemplu, ele pot fi nenumărate. Și atunci omul privește așa, cu amărăciune. Cred că acesta așa este termenul potrivit. Din păcate, omul sfințește locul, este un adevăr evident, acolo unde oamenii sunt gospodari, cum spuneți dumneavoastră, la Oradea, la Timișoara, la Bacău, acolo lucrurile sunt într-o plină dezvoltare, acolo vin investitori, acolo lucrurile merg din ce în ce mai bine și evident că și cetățenilor de acolo le este mai bine. A fost și a curs destul de multă cerneală despre această reorganizare administrativ-teritorială, că tot spuneați puțin mai devreme și de ce se întâmplă în unele comunități, inclusiv din județul Hunedoara, și că ar trebui și cu această conurbație să renunțăm la doi primari pentru a avea unul singur, și acest proiect a rămas așa, în stand-by, parcă nimeni nu și-l mai asumă. Da, așa este, nu s-a mai pomenit, n-am mai auzit un politician să vorbească de această conurbație, deși ideea în sine, mi-aduc aminte din sondajele care se făceau la vremea respectivă, era agreată de peste 70% din locuitorii fiecarei localități în parte, adică fiecare simerian, fiecare hunedorean, fiecare devian își dă seama că ideea unei astfel de conurbații este o idee bună
și faptul că pleacă niște funcționari acasă, niște consilieri locali acasă și rămânem cu mai puțin, nu e un lucru chiar atât de rău. Mai puțin și poate cu cei mai performanți. Da, și cu mai bani cheltuiți mai puțin de la buget și și asta s-a dorit avantaje. Foarte mult, nu? De o reducere a numărului funcționarilor publici, să nu mai fie atât de multe cheltuieli, că într-adevăr au constatat ei la un moment dat că pot funcționa unele unități administrativ-teritoriale și cu mai puțin funcționari. S-a dovedit la foarte scurt timp, de fapt, că au avut nevoie de mai mulți, pentru că au mai angajat. Sunt... Acum, nu știu dacă ăsta este neapărat motivul. Uitați-vă la domnul Bolojan de la Consiliul Județean Oradea, nici nu știu de la ce partid este, dar dânsul a început în forță și a redus drastic aparatul din Consiliul Județean. Cred că a și început. Va fi reales. Vă garantez eu că nu va avea niciun fel de repercursiune electorală faptul că a redus aparatul bugetar. Din potrivă, a făcut un aparat bugetar mai suplu, își poate pune proiectele mai rapid în aplicare, iar ceea ce vedem acolo că se construiește de zor în municipiul Oradea ar trebui să se regăsească și la noi, și la Deva, și la Hunedoara, și în Valea Jiului mai ales, unde, din păcate, suntem în aceeași situație de subdezvoltare de acum 10-20 de ani. Avem nevoie de o reconstrucție din foarte multe puncte de vedere. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai așteptăm, pentru că abia de acum parcă se încing așa spiritele în politică și la nivel local, dar și în ceea ce privește administrațiile, după cum spuneam, că acum este așa un concurs al proiectelor, un concurs al lucrărilor în teren. E bine că i-a lovit hârnicia pe mare parte dintre ei până la urmă. Mulțumesc tare mult, domnule Ariu, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!